Există un progres, iar dumneavoastră, cetățenii, vă veți da seama de partea cui se află adevărul până la urmă. De aceea, domnul primar Romeo Stavarache, doamnișoara primar Mironescu, domnule viceprimar Dragoș Lucian, domnul Leonard Pădureanu, domnul Onica, președinte la ADIB, și toți cei care au fost amintiți, vă rog, sunați-ne aici în emisiune, domnul Benea de asemenea, sunați-ne aici în emisiune și să vă exprimați punctul de vedere, pentru că așa mi se pare corect, sau ori de câte ori credeți dumneavoastră, sunteți invitați la această masă, la o dezbatere clară, pe acte, pe ce vreți dumneavoastră. Domnule Sechelăriu. Să știți că mi-ar face o deosebită plăcere să fiu contracarat în ceea ce spun din Dragoș. Bine, președintele județean. Mi-ar face o deosebită plăcere să mă contracareze tot ce care ați amintit dumneavoastră. Libertatea, cred că nu e o rătărzie pentru problemele urbii și ceea ce se întâmplă în ea. Aș aminti un lucru. Din ultimele informații care le am, deci datoria publică a municipiului Bacău este de aproximativ, și am să o dau un euro, de aproximativ 62-63 de milioane până 67 milioane euro. Deocamdată. Plus dobânzile aferente. Deci o datorie care probabil e antamată din experiența care o am, din cei 8 ani din mandat, cred că e o antamare de aproximativ 30% din bugetul local și depășește obligativitatea de 20% maxim. Acum o să discut la un moment dat, la vremea potrivită, cine îl sprijină pe Stavarache, care sunt oamenii, începând de la Curtea de Conturi la nivel central și până aici, până la Bacău, care sunt oamenii cu care are partipriuri. Dar aici nu-i partipri, aici sunt lucrurile zboare. La Curtea de Conturi se află domnul Aron Popa, liberal, cel care a plecat de aici, în poziția de vicepreședinte. La momentul potrivit vom discuta. Dar încerc să lămuresc oamenii, că se uită oamenii la noi și nu înțeleg despre ce este vorba. Va urma. Va urma. Pentru că atunci, deja n-am reușit prea multe să... Pentru că am spus că am vorbit la un moment dat de proprietățile care le am, n-am povestit sau n-am relatat exact ce s-a întâmplat cu Hemeiușul și cum s-a transformat, cum am cumpărat sediul de la deșteptare, apoi l-am vândut și am intrat aici în clădirea acel proiect, cum am luat celălalt parte acționariatul, cum s-a transformat. Nu vă întreb altceva. V-ați folosit de funcția dumneavoastră ca primar de municipiu să luați de la stat vreo afacere? Păi, vedeți, aici e problema. Deci, Dumitru Sechelariu, și o să impresioneze pe toată lumea, nu a primit nimic, deci atenție, n-am avut de la primărie, că să spun, au fost cumpărate două spații pe FCM Bacău. Și am dat un exemplu relativ foarte scurt. Deci cum putea să cumpere domnul de la Ideal, domnul Petrescu, și Camera de Comerț, cei care erau subchiriași. Am înțeles. Da? Subchiriași putea să cumpere, nu cumpăra FCM-ul. Și o să demonstrez cu banii respectiv că am fost acuzat atâția ani de zile, că nu i-am cheltuit corespunzător. Eu zic că da. Acum s-a văzut, deci, când a intrat domnul Stavarache, managementul lui, cu vreo 47 de miliarde, cum a reușit să retrogazeze o echipă din fotbal de Liga a doua. O să vedem exact și de ce m-a acuzat pe mine Peter Kelleman, cum îl cheamă? Cornel Pinter. Cornel Pinter, așa, pseudonimul ăsta, nu? Probabil că a stat aici, am mâncat pe vreo 13 ani și băiatul mă lovea pe cealaltă presă. O să povestește și cazul ăsta. Și acum mai dă el câte o mare, câte o răbufnire. E greu, că acum prietenii ești pus într-o situație foarte delicată. Da, da, ați vorbit de libertatea presei, domnul Sechelariu. Păi da, libertatea presei. Ce? O să discutăm de ziariștii care au scris articole, îi nominalizăm cum îi cheamă fiecare, vedem cam în ce zonă mai sunt, unde sunt și vedem dacă au vreodată dreptate. Păi normal, era ceva normal să scrie. Dar să vedem, domnule, scrie ce adevăr scrie. Să le-au dat domnul Tumescu ce a pățit trustul de așteptarea cu nu știu... Sunt și niște erori că nu mi s-a dat, eu știu, dreptul la... ce replică sau ce... Hai să fim serioși. Dar am pierdut. Deci e adevărat să... Am vorbit cu soția mea, s-a pierdut niște bani, vreo 500 de milioane, bani vechi. Acum, de ce? N-am avut un avocat bun în instanță sau alte chestiuni. Dar nu vii dumneavoastră să dai drept la replică, tot mincinos, și vrei să primești două pagini de la replică. Ai spus un sfert de pagini, esența, mi se pare normal. Că nu facem o conversație. Mi-a să dacă la acuzile... De ce altfel așa? Hai să formulez altfel. Arătați-mi un proces pierdut de trustul de așteptare, pentru informații care le-a dat. Haideți să ne înțelegem care e presa independentă în Bacău. Euro satul? Nu. E PSD-ul, ținut de Dragoș Benea. Nu? Observator. Fiți asta, cum zice, săptămânal. Așa. De ce ținut de domnul Vlase? Vlase, da? PSD, da? Ăsta e ținutul de PSD. Unul TV și ziarul de Bacău. Ținut de liberal.
Păi ce asta? Ai presă independentă și presa patronată Secretariului independentă? Domnule, vreau să vă aduc aminte că media care a patronat-o Dumitru Secretariu întotdeauna a fost independentă. Și când era angajat politic, 2004-2000, ați aminte că am avut discuții cu partid și am explicat trusul de presă, media. Nu este una și aceeași cu PSD-ul. N-are nicio legătură una cu alta. Și ne-a făcut luăm ziarele și citirile, nu a făcut campanie electorală PSD-ul. Vedem dacă am dreptate sau nu. A dumneavoastră, ce doriți acum? Că acest trust, adică dreptatea de partea dumneavoastră și pamăti, cum se zice. Nu, noi nu avem dreptate, dar ai tu dreptate. Nu e adevărat. Nu e așa. O să vedem ce înseamnă independența unui trust. O să vedem dacă am dreptate. Dom'le, n-am spus niciodată sau soția mea, dom'le, ia-te de la. Nu, dom'le, am încercat doar să mă apăr. Am venit eu să-i inoportunez ani de zile să vin să-i explic viața mea, calvarul care îl trăiesc. Păi nu vă gândiți și dumneavoastră. Dom'le, 7 ani de zile procese mi-a schimbat viața, regula vieții, dom'le, care o aveam. Nu mai pot ocupa de copiii, fără să stau să mă gândesc, dom'le, foarte, eu n-am... Nu am timp, tot timpul trebuie să mă ocup de procese, numai câte procese am. Lovit din toate părțile. Dați-mi până astăzi, dumneavoastră, că eu am fost acuzat de ceva și procese am pierdut. Aceste procese cel... sunt datorate faptului că există pe undeva și trustul Media Deșteptarea care critică actuala administrație. Aș spune de așa printr-un banc, dacă nu mă înșel, mi-aduc că să încerc să văd. Ci cu un tip ținea un bumerang în mână, o bucată din metal, fără nume. Și lovit la cap tot. Și vine un individ și îl întreabă, dom'le, ce faci, mă? Păi, mă, asta, fierul ăsta, numai în cap m-a lovit. Și te aruncă și după el arunc și mereu vine în cap. Dom'le, în primul rând, să ne înțelegem bine. Eu am să vă dau un exemplu. Eu am o relație specială cu, ca om, poate îi fac rău o seară asta. Dar trebuie să o spun. Dar mai bine nu spun, nu că îi fac rău familie și nu vreau. Sunt niște oameni pe care eu îi respect. Chiar sincer, țin la ei. Nu-i acuz astăzi că nu mai vin la mine să mă vizitezi. Să ajunge la chestia asta, da, dacă vorbești, da, vorbești da, de bine de cineva, da, înseamnă că da, s-ar putea da, ăla da, să tragă exact, ponoasele. Exact. Dacă domnule, vorbești de mine... Domnule, dar care sunt mecanisme? Domnule Zecheva, eu tot nu înțeleg până la urmă. Vrea afacerile dumneavoastră? Ce vrea? Vrea să dispară trustul de presă? Domnul Laurențiu, a câștigat două mandate, iertați-mă, a câștigat două mandate, mergând pe faptul că Secretariul e cel mai mare rău și hai să ferim Bacău de Secretariul cel mai mare rău, despre ce e vorba aici? Nu. Aici, arta lui Hrebenciuc de a regla niște conturi cu mine, o să discutăm tot aceste chestiuni. Eu îi pun, mi-am adus aminte să-i pun vreo 2-3 întrebări lui domnul primar Stavarache. El o să-i spună că așa administrație, numai așa le arunc un pic. Câți bani i-a dat domnului Cășuneanu pe bretele la podul de la... Și vezi pe actică, podul de la Șerbănești, eu, Dumitru Secretariu, am făcut actică și l-am dat ministerului din resort. Adică, propriu zis, metaforic, l-am expropiat din Bacău. Asta acest pod nu e al nostru. Voi treceți pe el, voi aveți interesul. Vine și oamenii din Șerbănești, e normal. Înțelegi, trec și cei, dar e drumul european, face parte din drumul european și eu nu am să-i dau banii, să repar podul din banii publici. Am făcut câteva asta chestii, l-am decomentat. Și atunci ați exact, comentat. Și a venit omul și... Păi, sunt niște lucruri. Deci câți bani a dat lui domnul Cășuneanu și ce motiv de a umflat prețurile să vină curtea de tot și expertize tot să vedem pe bretele respective ce sumă de bani. Eu știu despre ce e vorba acolo. Și de ce a făcut servicii domnul Cășuneanu? Cu lucrările alea proaste care le face prin Bacău. Și ce servicii a întors domnul Cășuneanu lui? Am discutat la timpul potrivit. Cu actișoare, nu cu... Da? Acum, printre altele, mi-am adus aminte de investițiile de o gravitate uriașă care le-au fost făcute la CET. Am urmărit cu mare atenție ultimii declarații pe care le-a dat și anul trecut, că va face căldura mai ieftină, că va face, că va... Deci, nu am să mai discut de curățenia care a scăpat orașul total din mână. Ai trăit ceva ani, dragă Stavarache, pe Madame Marco. Probabil și domnul Madame Marco a obosit, cum au obosit foarte mulți colegi și domni sau tovarăși care au venit cu tine la muncă alături. Și acum a rămas ca în subțiri. Ți-a plecat și domnul Cojocaru, Cristian Cojocaru, care cred eu că este unul din mentorii unor acțiuni, cred eu, pentru că omul are minte. E și pregătit, e profesionist. O să vedem, o să mai discutăm anumite aspecte în care te mai salva de la niște erori pe care le făceai, de la abuzuri pe care le făceai. Vedem ce abuzuri ai făcut prin hotărârii Consiliului Local, cum pui paravan în Consiliul Local, cum te dai în spatele Consiliului Local,
oamenii nu-și dă seama. Și eu vă spun astăzi, toți consilii locali care ați participat la fără de lege, care le-ați participat în acești 3 ani de zile, mandatul ăsta al doilea, care ați participat la toate măgăriile posibile care le-a putut face Stavarache, în detrimentul unor oameni de afaceri din Bacău. Și o să vedeți cam cât rău ați putut să faceți, să vă dați seama și dumneavoastră, domnul Nichita și domnul Ciumotaru, și mi-a tai familie, și mi-a tai copii, și mi-a tai afaceri. Să vedem dacă într-o zi va conveni că se va întâmpla, să mai întâmple, să schimbi roata, să vedem dacă ar veni cineva să te asuprească la modul ăsta, dacă ți-ar conveni. Noi să nu uitați că eu n-am avut eu ca primar, mi-aduc aminte că a existat un domn cu Luranda, care a ajuns la domnul Botomei, și mai existat un caz pe aici, pe la Tic-Tac, care a fost cu vicele primar. Eu am avut direct cu domnul la Luranda, care am și discuții. Dar în Rex, terasă. Dar în Rex, terasă. Astea au fost, cum să vă spun eu, problemele care au existat între mine și oamenii de afaceri din Bacău. Mi-aduc aminte la un moment dat că domnul Șlic, parcă spunea la un moment dat, că el n-a putut să ia lucrări sau nu știu ce, că e din alt partid, nu e adevărat. Deci lucrările au fost, bineînțeles, cumva dirijate de domnul... bine, în mare am discutat și eu subiectul din modalitatea de lucruri, domnul viceprimar Benea, înțelegeți, care ați apucat fiecare câte o bucată, ați lucrat aici, ați lucrat de calitate, în mare parte, zic eu, 90%, și acum suntem mulțumiți, sau personal, sunt mulțumiți de ceea ce am văzut din lucrările executate în trecut. Așa. Dar, sigur că sunt foarte multe lucruri de spus, timpul nu ne permite cu siguranță să le dezbatem în seara asta pe toate, de ali voi cu acceptul realizatorilor de emisiuni din Trustul Deșteptarea, vom încerca să discutăm individual de fiecare, proprietate pe care o am, fiecare societate. Eu am o întrebare, pentru că mari probleme sunt la transportul public. Eu declar în seara asta, că să înțeleagă toată lumea, e posibil, nu știu sigur, o să dezbatem împreună transportul public de la cap la coadă. Dumneavoastră, cetățenii, veți analiza. Și dacă nu voi primi satisfacția, vă cer de această dată satisfacție, rețineți bine, ca spectatorii care vor intra pe internet, pe net, în semnale care le primesc eu față aia, cred că în 2 luni de zile nu veți mai avea transport public, eu renunț la el. Adică renunță, se trag în garaj și o să vedem cine e vinovat. Cine e vinovatul la destabilizarea transportului public? Nu, avem documente, 7 ani ceva, adică când trage, nu mai trage frate așa, nu mai trage, că nu trage nimeni, trage cetățenii din orașul Bacău, Stavarache, nu mai lovi în halul ăsta, ai atâtea procese. Până să spun câți bani au plecat din banii publici, cu avocații care luptă împotriva. Ce vor face? Cum reglează curtea de conturi cu el? De exemplu, avocatul care a fost plătit la grădiniță. Nu sunt curios să vedem curtea, de acum ne apucăm de tine, de treabă, domnul ăsta, să vedem cine banii ăia. Mi-aduc aminte de procurorul care era detașat de la Cluj, special să mă execute, procuror DNA, procurorul șef teritorial Ardeal Cluj, și aici de zile a stat, și din cauza dosarului meu, a fost declarat ca cel mai incompetent din cei 9 care au plecat în 2005 sau 2006. Am înțeles. Dați afară de DNA, așa că mi-a spus să-și pleca mâine, așa parcă văd într-o dimineață. Domnule primar, v-am găsit ceva. Ce mi-ați găsit, domnule? V-am găsit 10 milioane de lei, o amendă, veniți o amendă, pe strada Bani Vechi, pe strada Bulevardul Unirii 45, așa. Da, acasă, fiind primar în funcție și a dat instituția primarului, sau eu știu, așa. A dat o judecată, cu dreptul la libera informare. Și au fost așa. 15 procese, în care instanța a obosit un cetățean, nu mai rețin cum îl chema, pentru că aveam un serviciu de specialitate, așa, așa. Pe secretarul Popa trebuia să trebuie. Și a primit o amendă, așa. Ce? Și dumne, de 14 mi-a dat mie dreptate și eu n-aș primit dreptate. Spune, da, și a primit o amendă de 10 milioane vechi. Și ăla procuror, ca și cum era o diferență, aia 10 milioane i-am plătit eu ca primar și am ajuns un prejudiciu creat. Dumnezeu, vă dau cuvântul meu, mă jur și pe onoarea mea de om. Aveam o satisfacție și mi-a găsit ceva. O să vă declar cum a plecat la un moment dat Pleșu din consilier prezidențial, ministru. O să multe lucruri o să Andrei vedeți. Pleșu. Andrei Pleșu. O să vedeți totuși. Să știi lucruri. Cum DNA-ul, eu stăteam la București, la poarta DNA-ului, să intru de 3 zile. Și ai filmat afară de mascați, că nu vreau să mă duc. Ați făcut o afirmație deosebit de gravă, că vă gândiți ca în foarte curând timp, dacă lucrurile continuă așa, să nu mai scoateți autobuzele. Da.
Totuși, da. De ce? De ce? Pentru că sunt pierderi foarte mari și nu mai sunt dispus. Dom'le, va urma un... Deci suntem în proces. Cu siguranță vă spun dinainte că acest proces e câștigat deja dinainte de a începe. Cine, avem aici niște acte, dacă mă uit, parcă mi le-am dat, că să lucrați la... Sunt aici, să lucrăm la ceva, aici. Și discutăm de legea 92, care spune clar, n-ai rost în seara asta, pentru că va fi o chestiune de... dar am să spun în mare, așa. În mare, băi, lumea se întreabă, stai puțin, doamne, doamne, aoleo, deci, ce facem? Deci, să înțelegem, deci, societatea de transport public, multe lume întreba, dar nu, aș începe cu alte chestiuni. Eram o întâmplare, deci, eram în 2005, la ziua aniversară al lui Cică Chivorchean, președinte din FCM. Și acolo a venit domnul Grapă, antrenorul Florin Grapă, era acolo. Salut, Nea Florin, dacă mă vezi, în care îmi spune așa, după ce luăm noi masă acolo, la masă rotundă, și domnul e primar, vreau să spun un lucru, atâta ce ceanță am avut cu taică meu, că eu nu mă învăță, nu știu ce cu tare, și a zis, voțul din sechelăriu cu autobuzile mi-a trebuit nu știu cât timp să lămurești, tu n-am putut să lămuresc, ce-s cu autobuzile astea. Păi bă, frate, hai să ne înțelegem bine. Eu am luat niște rabli, domnule, niște cioase. Păi ce ați mers, voi, cetățenii municipiului Bacău? Cu ce mijloace de transport? Moderni, chestii, cu tare. Eu să intrăm la momentul potrivit la asta. Dar, la un moment dat, există o sumă de bani. Sunt niște transformări. Care, deci avem un parteneriat public. Sechelariu nu merge cu autobuzile, sau mama Agripina merge cu autobuzile când vrea ea. Este un orar stabilit, după un acord, este un parteneriat între primărie. Deci, adică nu ai călători, el trebuie să circule, asta vreți să spuneți, nu? Haideți să-ți dau exemple, domnule. La un moment dat, deci să spunem, doi tineri, doi cetățeni, ai salariul 25 de milioane în bani vechi, ea are 20, au 45. Și vreau să-ți numește buget de familie. Nu știu ce să-l gândești, nu? Sigur că din ăștia 45, probabil că pe lună trebuie să pui 5 milioane deoparte, ca să poți să-ți câștigi, să ai din nou un mijloc de locomoție după 10, 12, 14 ani. Ca să poți să-ți iei altă mașină. Așa și aici. Există un capital de investiții într-o mașină, într-un autobuz. Vedem cât timp trebuie să lucrezi un autobuz, cât bani îți scoate profitul și trebuie să am și eu un profit. Că nu sunt ce să facă muncă patriotică, mai sunt și jignit. Și eu și Agripina Sechelariu, că, deci după ce am subvenționat cu 500 ceva de miliarde, cred că acum sunt cu 6 de miliarde aproape, să vedem, în toți anii ăștia, din banii, că o să înțelegi de ce. Spunea domnul Tomescu Marle, băi, tăticule, mă, Tomescule, când tu vreodată, tu amesteci, cum să zici, ovăzul cu calul. Ovăzul este un aliment, calul este un animal. Deci că să mănâncă ovăz calul, asta e altă poveste. Dar n-ai să înțelegi niciodată mecanismul economic. Tu nu te-ai priceput niciodată la așa ceva. N-ai cum. Te poți pricepi în ce mai rău caz, când vin ăștia de la circ, și am niște prieteni care mi-au spus, în care vin de la circ și le dai autorizația să stai cu mâna întinsă, să sunt alte chestii, sau la anumite festivale. Cu mâna întinsă să le strângă mâna, să înțeleg, probabil, domnul Sechelariu. Probabil, să... Da, lăsăm, la asta te pricepi. Să nu lăsăm loc de... La asta poate să pricepi, dar la altceva n-are cum să priceapă. Cum să te pricepi tu la discurs, tu, Marli, pe ce spune ochelarea aia, ați văzut ce figuri întâmplă? Domnul, nu credeți că dați prea multă importanță? Dar nu, da, nu, hai să revenim la transport public, că întrebarea mă interesează. El a pus, deci cum să vă spun, prin felul în care a procedat, pentru că nu mai era niciun lătrău de-a lor, de-a lui Stavarache, nu mai avea niciun lătrău. Și deci când a văzut că Stavarache nu mai are niciun lătrău, a dus la folosul pe Tomescu, a venit cu fizionomia importantă. S-a spălat și el mai atent în ultimul timp, așa că era cam așa, și a ieșit așa ca un mare intelectual și a devenit el purtătorul de cuvânt a primăriei să-i explice ele fenomene, pentru că madame viceprimar probabil s-a dat un pic de o parte. Îți vei stai o leagă aici, că la un moment dat totuși ai niște minte, ești un profesor universitar, cât ai cunoștință pe acolo, nu chiar la fel, băi, eu pot să fac niște lucruri, dar până aici, de aici nu pot să... Am înțeles, mai... hai să revenim în lucruri serioase, chiar nu mă interesează... Ba da, dar nu mă interesează ce a spus purtătorul de cuvânt. Hai să vorbim de transport, ați făcut o afirmație gravă, domnul Sechelariu, dureroasă. Laurențiu, pe mine mai puțin mă interesează ce te interesează. Dar vreți să facem emisiunea despre domnul Tomescu? Eu am venit în emisiunea mea să spun ce vreau, nu ce vreau dumneavoastră să spun. Băi, trebuie să scot ceva de la dumneavoastră. Păi, dar ce facem? Laurențiu, eu mă simt descătușat că explic aceste lucruri. Nu, e prea puțin important din punctul meu de vedere. Dar sunt oameni, cetățeni, care nu au pregătire așa de mare. Nici nu prea citesc presa, nu prea înțeleg. Dar seara asta sunt la televizor și eu vorbesc pentru ei. Am înțeles. Nu poți la un moment dat să tot cu circul ăsta să continuăm să-i Sechelariu. Uite ce l-a făcut la acest, nu vrea să mai transporte pensionare.
Nu, nu există legislație. Sunt o zonă. Legea 92 a transportului public care obligă consiliul local Bacău de a asigura cheltuielile plus un profit rezonabil. Ce? Asta zice legea 92. Și ce ar însemna un profit rezonabil? Eu dacă îi pun o întrebare acum cuiva din primărie ce înseamnă un profit rezonabil pe activități, bă, nu are niciunul dintre ei. Pentru profit reinvestit să cumpere societatea autobuză. Cât în industrie, cât în transporturi, cât nu știu coeficient. Sunt coeficienți. Sau ciucuri, tot felul de minunăstea. Nu am inventat eu roata, să spunem de grăriu care sunt coeficienți. Deci în industrie 12,77 indicele. În industrie. În industria fabricii de hârtie în lete, apă să fie și până la 30%. Am dat exemplu. Măi, da? Totuși, o secundă, păi, domnul Craiu, am o vorbă cu regia. Da. Totuși, hai, mai încercați odată, primarul Romeo Stavărache, hai încercați cu viceprimarii, hai încercați cu oamenii ăștia, vă rog frumos, căutați-i ca să spună și ei. Laurențiu, nu o să spună nimic, n-au ce să spună. Nu au ce să spună. Vă spun eu că n-au ce să spună. De ce n-au ce să spună? Pentru că la un moment dat legiuitorul spune foarte clar, procedura, noi suntem în proces acum și cum ar fi, eu ar trebui acum să mai adun niște bani de acasă ca să mai rezist până să termine procesul. Eu nu știu când, Doamne, iartă-mă, să termine procesul și anul trecut am pierdut 9 miliarde de lei, bani vechi. La ce să merg eu acum, nu mai știu ce cnește unii alții. O, nu mi-a ajunge sechelariu bani, pentru că e intoxicat Omescu, Exulescu, ăla bagă, alții nu. Ia cu două mâini, păi uite ce am dat noi bani, dați cu sechelariu. Ce să-mi dai tu, tată mie, Tomescule? Că n-ai ce să-mi oferi tu mie. N-ai tu, nivelul tău de trai, sunt minori față de proprietății pe care le are Dumitru Sechelariu. Indiferent, chiar dacă sunt parlamentar, chiar dacă... Măi, m-ați adus aici. Ce facem? Nu răspund. Mai încercați. Hai, domnul răspund. Tomescu, domnul, hai, vă rog frumos, să-mi puneți la telefon. Haideți să vă spun un lucru, pe lege. Deci ei trebuie să-mi dea un profit, eu aș spune așa, 5%, probabil, nu știu, din ce vreau de-a poate, cred că ar merita să câștig și eu acolo. Nu numai eu, mai sunt ceilalți acționari. Am înțeles. Mai sunt. A, printre altele și Consiliul Local e acționar, are 18,3. O să vedeți cine ați văzut în viața dumneavoastră, primarul Stavărache, împotriva Consiliului Local. Așa ceva nu o să vedeți în viața noastră pe teritoriul României sau în lume. Primarul împotriva Consiliului Local. O să vedeți niște jocuri incredibile. Incredibile. Domnule, m-am dus cu asta, cu strămutarea proceselor, pentru că au fost aici o mișcare, o doamnă judecător, n-am să dau nume în cazul speța respectivă, care este vicepreședinte la una din cele trei ca să găsesc... Mă rog, magistratură, care e și în i-am spus, fă-i dumne, avocat, i-am spus, fă-i dumne, plângere penală la CSM. Și da, ieși acolo la CSM. Doamna a dat o hotărâre care m-a așteptat-o cu mare nerăbdare. Am citit-o de 3 ori noaptea și nu mi-am dat seama că și doamna judecător nu cunoaște o lege 131. Ca și cum ea prin omisiune judecat că nu este legea 131. Zis, de ce sau certificatul ăsta de atestare a proprietății. Păi bine, nu mi-a făcut niciun cadou. Era obligat, că dacă era de bună credință, mi-l dădea din 2006, când a venit ordonanța din guvern. Și a precizat reglementările la legea 131. Da. De ce s-au plimbat procesele astea prin toată țara? De ce s-au fost strămutate procesele astea? Păi, de ce credeți dumneavoastră? Deci, cred că la 100 de mii, nu, cred că la, hai să spunem, la vreo 10 mii de dosare, stă strămutare. La un 10 mii de dosare, unul. Nu ne-a dat 3 și ne redea în alta curte de casă justiție la ce s-a întâmplat la instanțele din Bacău, niște cazuri. La niște cazuri, anumite cazuri. Nu știu dacă mă înțelegeți. Dom'le, transportul public va fi pus într-o analiză, vom face un film cu imagini și cu tot ceea ce s-a întâmplat de 7 ani, la ce presiuni există împotriva lui și au existat și martor mi Dumnezeu. Dacă e un investitor, și mai spun încă o dată, și rețineți bine ce voi spune, în momentul când nu se opresc autobuzele. Așa că domnul Stavărache, e bine să pregătești o garnitură de autobuze. Dar atenție, de data asta, la paradivulturi. Vedem care e prețul biletului și dacă cineva în lumea asta, indiferent cine este el, va veni și va presta această activitate la banii care am prestat eu, înseamnă că nu mai există oameni de afaceri, ci există oameni care subvenționează. Oameni de binefacere. Dom'le, eu înțeleg că aș fi făcut o binefacere, că am făcut, adică am căutat de așa natură, în amintirea faptului că mama mea, 18 ani, a lucrat pe autobuz ca taxatoare și a mâncat o pâine de acolo, că așa m-am trezit deodată care 7% colegii mei i-au vândut acțiuni, pentru că cetățenii trebuie să înțeleagă cum s-a făcut privatizarea. N-a făcut-o nici primarul Sechelariu, a făcut-o domnul Benea, și deci nu i-a dat nimic lui Sechelariu sau mamei Agripina. Ea a beneficiat de 40% din cele 6.000 ceva de acțiuni emise, că a fost angajat, că era
prim pas era, deci, cu dreptul la cumpărare, aveau foști angajați și angajații transportului. Și ce a făcut doamna? A cumpărat de la colegi sau cum? Mama mea, deci, automat, în decursul, după ce s-a făcut această privatizare, s-a trezit treptat cu prietenii ei, colegii ei. Dom'le, firesc, unde se ducă dacă eu eram primar, fratele meu ministru, oameni cu proprietăți, cu avere, mi-e greu să spun cuvântul ăsta avere, în fine. Erați oameni de afaceri. Oameni de afaceri, da? Unde te duci? Mă duc la Agripina, mă duc la Cuțea, cum îmi spune popular, nu? La Agripina, că, pe ce credeți, că l-o cumpăra cu bani? Nu, cumpăra și m-am trezit undeva în perioada 22-23, dar o să relativ la timpul potrivit la acasă, care un 6,7, nu știu ce avea. Am înțeles. M-am supărat foarte tare, n-am avut intenții cu tare și am promis pe spatul din spital, i-am ajuns la spital și am promis că o fac proprietarea transportului. Am împrumutat niște bani, am de la cineva, am și omul care am împrumutat la vremea respectivă, i-am dat înapoi când am luat primul dividend și ultimul atunci, cam din bani, ia că să spunem așa, că la un moment dat, stai bă, frate, din 9 ani de zile, vreau să câștig și eu niște bani, am băgat bani acolo, pentru ce i-am băgat? Mai am și grijă să spărăm și necaj, sau ce discuta problema de teren, mama a cumpărat teren, mama mea a cumpărat teren la transport public. Noi am cumpărat acțiuni, eu m-am băgat în treaba asta când am devenit majoritar prin 2008, în care m-am băgat în acțiunea respectivă, că nu era mama, adică era majoritară mama mea. E complicat, o să arătați cu altă la păi bravo, cu altă și am să dovedeți ce s-a întâmplat. Știți ce vreau să vă întreb eu acum în final de emisiune? Și este o întrebare... să mai zic ceva. Domnule, dacă prețul era 3.000 și acum e 6.000 la motorină și nu s-a mărit prețul, numai atâta v-am dat un exemplu. Baza consumului cel mai mare nu sunt cauciucul, e motorina, carburant. Dacă autobuzul... Haideți să mai spun un lucru popular. Dacă la un moment dat Aerostar avea 5.000 de angajați, ei aveau 3.000, ei 2.000, ei 4.000, ei 6.000, sigur că erau emulați, oameni care scriau un autobuz, nu? Călătoreau, da, că aveau interes. Dacă orașul e mort și nu mai circulă, autobuzul există o oră cam din vârf când iese elevii, nu știu care, pe la școli, și la un moment dat autobuzul merge foarte mult bol. Nu trebuie să meargă, el urează, că se urcă oamenii, când se rugă, cursul ai făcut. El poate să consume într-o sarcină, să zicem, cu un litru mai mult, să zicem, pe o cursă, la o cursă întreagă, dus întors pe un traseu, cu litru mai mult că merge cu 60 de călători sau 70 decât merge cu 10. Hai zice că e supra sarcină și consumă mai mult. Deci sunt lucruri firești, normale, de nu vorbim despre povești din pădurea de a dormi copiii. Dom'le, dar ce mai dureros? Dom'le, cu atâta nonșalanță, atâta minciună, atâta aruncate prin ziar, prin aia, păcutare, să creadă omul, să-i pună pe oameni, să-i pună în opoziție cu mine, adică așa au făcut și cu arestarea cu tot, să-mi atragă obloriul propriului popor, să mă urească pe mine. Uite, secelarii ăla cu bani. Doar secelarii, știți că lucru. Mai aveți o premieră? Am să vă spun un lucru important. Cred că am undeva, să s-o întreb pe soția mea, dar parcă am prins-o undeva, am undeva un card care am 130 de euro. Ăștia-s banii care am eu, șechelarii. Eu n-am bani. Am numai datorii. Am datorii de vreo 15 milioane de euro la patrimoniu existent. Așa e în afaceri. Sunt vârte. Așa e în afaceri. De-aia am să-i explic fenomenul. Că la un moment dat o să le dau, plătesc celelalte datorii și rămân și eu cu am ceva. Am întrebare înainte de ultima întrebare. Bă. Știți că mai aveți o premieră. Dumneavoastră, dacă ar fi să ascultăm pe unii, sunteți singurul om de afaceri din România care a cumpărat o societate fără terenul de sub ea. Da, asta o să vedem și cu legea asta exact și cu totul. Mi-a plăcut. Deci sunteți, așa un deschizător de drumuri în țara asta. Da, ceva face lumină și în cazul ăsta. Și am vrut eu să mi-am adus aminte de lucru și am... Lăsați-l că asta s-a aduc aminte. Nu, am vrut să spun ceva, încerc să mi-aduc aminte. M-ați întrebat cu asta, că era o chestiune foarte interesantă. Păi e foarte important aici, dacă tot vorbim de premiere. Dar vreau să vă întreb eu ceva acum, ce știți pe față, că este și o întrebare care tot vine și se repetă la un moment dat, ciclic, habar n-am cine scrie, pentru că nu cunosc persoana, dar n-are niciun fel de importanță. Cine v-a pus... În cazul că există cineva în spatele dumneavoastră, acum să rupe tăcerea. Dar nu întotdeauna exista cineva în spatele meu, unul înainte de... vreau să spun ceva, scuzați, mi-am să aminte și pe aia vă rog să-mi... Da, țin minte întrebare. În 1996, când am ajuns primar, eram cel mai puternic om de afaceri din județul Bacău. În 1992, pe 3 secțiuni, mi-era numărul 1 în România, domnilor. Pentru tineri vorbesc acum, de oameni care nu cunoște. Deci, Dumitru Sechelariu n-a venit în postura. A fost premieră națională. Un om de afaceri, de ținuta și forța mea economică să ajungă primar. Și independent în România.
Asta a fost, practic, un pas foarte important pentru Municipiul Bacău și o deschidere foarte mare în privatizări, în cabinete medicale, în etc. ce am făcut. Și o să discutăm despre mandat la vremea potrivită. Eu am avut alte viziuni, am venit dintr-o... Am construit propria mea societate, de, practic mi-a pus singur corana din păradă. Și să am înțeles, doamnă secretar. Deci acum... Eu, de exemplu, hai să nu... Eu, la un moment dat, mi-am construit societatea mea proprie și m-am numit director, președinte, m-am numit singur. Eu n-am cumpărat din la stat societate. Dacă o să vă aduc la cunoștință, la vremea potrivită, să știți că am cumpărat un spațiu în 1992, cei 97 de metri pătrați, din la magazinul din la Orizont, în care l-am mai mărit cu 37 de metri pătrați, ceva de genul ăsta. Am înțeles. Atât am luat, am cumpărat eu din orașul Bacău. Fabrica lui te-am cumpărat-o de la stat, transportul public nu l-am cumpărat de la primărie, am cumpărat acțiuni și nu înțelegem bine, este mai ce am luat din primărie. Ce? Am făcut niște schimburi de teren, am cumpărat teren și l-am schimbat și a devenit proprietar sub anumite stații. Păi o să vă dau parteneriate de schimburi de teren. Vă dau una. Există doamna consilier Ciobanu, care am văzut acum la UNIPR. Da, o femeie de știință, inginer, așa, o foarte bună, am colocat foarte bine cu ea, consilier liberal la acea vreme, am avut dispute polemici, exact cum spunea Nicolae Iorga, că zice, domne, deci în polemică, nu, polemica naște progres. Așa a fost între... Deci există învinși și învingători, dar până la urmă există progresul. În sport există învinși și învingători, până la urmă în sport toată lumea câștigă. Și când război, există învinși și învingători, dar toată lumea pierde. Domnule, eu am avut acolo niște discuții cu doamna constructivă, tot timpul avea comentarii și am avut consilieri care mă contracarau în propunere, dar până la urmă am făcut niște lucruri bune. Doamna era proprietară undeva cu vreo 300 de metri, dacă mă cer ceva de genul ăsta, și o să vedeți cum am salvat bulevardul energiei, da? De la intrare chiar la pod. Și au fost acolo niște case. Totuși, cum sunt blocurile alea? Totul e îngrămădit. Ce să facă, mă? Să pun eu sechelariu, administrația care o conduceam eu, să pun în posesie, trebuie să-i pun în posesie. Dar acolo nu era trotuarul, că era proprietatea dumnealor, da. Nu? Și atunci, urmăriți-mă ce am făcut. I-am pus în posesie 300 de metri și am luat ăștia 300 de aici, am făcut schimb sub stația de la, cum se numește, la PTTR aici. Așa a fost. Deci a rămas trotuarul liber și n-a fost stricat, nu s-a făcut o casă acolo în fața blocurilor și a rămas bulevardul lat cu marginea aia, cu ieșirea aia și toți oamenii ar trebui să mulțumească într-o zi pentru deciziile care le-am luat la vremea respectivă și ca ea mai fost alții. Și atunci cazul ăsta a venit o chestie. Am luat ăștia 300 și i-am pus aici la schimb. Bă, sub stația respectivă. Bă, cine am deranjat? A fost o singură problemă undeva și aia chiar regret că am citit un material al unui inginer și m-am mișcat profund. Chiar, cum să vă spun, am pus niște întrebări colaterale. La vremea nu știam prea bine, în 96 s-a întâmplat. Este, nu mai știu exact cum a chemat pe domnul, vorba de vreo 1200 de metri pătrați, suprafață, sau 2000 de metri pătrați, la un moment dat 1200, aici undeva unde am pus McDonald's. Și a prins și o parte din aia, am citit materialul ăla, mi l-a trimis acasă cu vreun an și ceva, am discutat la telefon, am luat niște verificări. Actuala administrație acum. Păi nu știu dacă actuala administrație, eu cred că s-a făcut o nedreptate cu acel om. La vremea aia, nu mai știu, era secretarul Popa, o să-mi dea vreodată explicații în provincia de august. Pentru conjuctural, mă simt vinovat cumva, pentru că stația de acolo a prins un cost din suprafața dumnealui. Am înțeles. Și pe bună dreptate, adică am pus, a existat un domn consilier care spunea, dumne, revindecări, vor veni legea care va fi dată... Da, așa... După 2004 da, da, va veni legea, e vorba de domnul consilier Iancu, poate mă vede, și într-adevăr, dumnealui a avut dreptate în anumite câteva specii, dar nu puteam să oprim la un moment dat a investi în orașul Bacău, pentru că de-aia trăiam, să nu dăm drumul la niște lucruri care, dacă erau foarte bine verificate și nu aveam moștenitor, să nu dai drumul. Păi mai este și o legea compensației, nu neapărat să-l trimiți, că n-am fost niciodată adeptul să-l trimiți pe ăla la fondul proprietatea, să ia nu știu ce și nu știu cum, mă înțelegeți? Da. De ce? Atenție, de ce? Pentru că, la un moment dat, se putea găsi soluții. Îți dau un teren aproximativ de aceeași valoare pentru terenul respectiv. Poți să-ți dau o despăgubire în bani, poți să găsești mai multe soluții. Am înțeles. Păi da, se întâmplă tot felul de lucruri asemănătoare. Domnul secretar, o întrebare de final, din nou, o adresez și aștept un răspuns clar, scurt, concis.
ce sau cine v-a determinat să rupeți tăcerea? A, exact, să revin aici. Deci, cred că venise și momentul. Deci, efectiv, nu mai suportam, pentru că deci, ultima dată m-a determinat cel puțin doi oameni care au acționat asupra creierului meu. Judecătorul din caz, din procesul ăsta, care e interminabil, deja, și eu vă spun, domnule judecător, și o să urmăriți lumea asta mai departe și ceilalți colegi magistrații ai dumnealui, că trenarea asta nu face nimic bun. Deci, de ce să trenezi un lucru când vrei să afli adevărul? Deci, de ce? Deci sunt voci deja, că știți câteodată mai sunt lucruri care respiră. Pe acolo, pe acolo, pe acolo. Ce așteptați? Să vină alegeri din 2012? De ce? Cumva se chelar eu să n-aibă dreptul să candideze la primăria orașului Bacău. Eu n-am spus că virgul candidez. Deci șanse de a candida, nu știu dacă sunt azi când vorbesc cu dumneavoastră, dacă am, nu șansă, șansa am, dacă am 5% în cap să candidez la, dacă am 5%. Nu, adică nu, efectiv, nu mă interesează. Deci eu nu vin acum în fața electoratului că secretarul își pregătește în campanie electorală. Nu. Am problemele mele. Deci am problemele mele pe care vreau să le scot în fața mulțimii, să vadă nedreptatea. Dom'le, știți cât e de urât un judecător să-ți facă nedreptate sau să intri într-un joc conflictual de ăsta, adică de interese? Mi-a spus la un moment dat o întrebare și nu v-am dat un răspuns dacă la vremea respectivă, când cu ce avantaje am avut. Vă aduceți aminte că am dat o declarație la un moment dat, când am terminat mandatul și am spus așa, vă mulțumesc domnilor cetățeni ai municipiului Bacău, pentru mine a fost o mare onoare că am condus orașul Bacău, dar vă reamintesc că acum, că am făcut 8 ani de mandat, fără niciun ban, tot salariile mele au fost date la nevăzători, așa, asociații nevăzători și la alte acte de caritate. Nu am avut deconturi din municipiul Bacău, niciun decont, niciun leu. Vă aduceți aminte scandalul care l-a făcut Stavarache pentru cele 6 milioane de euro care au datorii către Umbrărescu și o să discutăm acest aspect. Datorii publică la vremea aia, care, atenție, nu punea purtătoare de dobândă, erau lucrările făcute în avans. Dacă el reușește vreodată, pe mandatul lui, să facă lucrări de această manieră, în avans, la mărimea asta, la suma aia, e mare. Această procedură este făcută de Ministerul de Resort, Ministerul Transporturilor, Ministerul... Deci, da? Așa s-a procedat. Deci, că cum am procedat eu? Azi, ce am făcut? Cam dilapidat, cam... S-a dus pe la Ilescu, au făcut tot felul de scenarii. Nu, că n-aveau bani de curent. Numai minciuni, toate au fost minciuni. Minciuni, minciuni, minciuni. Ce spuneam aici înainte de... Mai vedeți, am atâtea de lucruri. Până la urmă nu v-a făcut nimeni. Eu aș fi fost un pic ironic sau nu ironic. Așa, deci domnul judecător care deci are șase luni și ceva, 7 luni, decât tot da amânare, pe luna amânare, pe luna amânare, pe luna amânare. Lasă-mă, dragă prietene, tot luna amânare, amânare, amânare. Nu se mai poate să ceva, da? Haideți să mergem mai departe. Deci eu nu stomesc. M-a iritat atât de mult. Dacă eu am ajuns numitul secretar, domnule, totuși îmi păstrez totuși rangul ăsta de fost primar. Domnule, eu în funcție de demnitar, domnule. Am muncit 10 ani, Tomescule, că să ajung egalul tău vreodată. Tu nu poți să fii. Oamenii se nască egal. Nu trăiesc că mor egal, dar mor în mod egal. Tu niciodată, dacă te mai naști de 100 de mii de ori, nu poți fi egalul meu. N-ai cum niciodată. Pentru că tu n-ai să poți da din banii tăi un loc de muncă, unui salariat. Eu când am ieșit din primărie aveam 3.000 de angajați, domnule Tomescu. 3.000 aveam. Mă întreabă domnul Ghiur, sau cum îl cheamă, că ce știu eu să fac? Aveam 3.000 de angajați, domnule, aveam, nu știu cât, aproape 59 de miliarde de lei pe lună salarii. Despre asta vorbim. Să nu uităm că prin activitățile care le-a prestat familia Sechelariu, au fost cel puțin 56.000 de angajați din municipiul Bacău, care au făcut o școală la stațiile Serena. Persoane, familii, mai spun, sunt în seara asta, că de ce am vândut stațiile Serena. Și o să aduc documente să vedeți să că la mini stațiile nu mai aveau voie să funcționeze, mai la autorizații, la alții sunt buni și putea mai departe. Deci, efectiv, a dat cu barda. Deci, și am să întorc acum, pe final, am să întorc hârtia de A4. Ți-aduce aminte, domnul Secaci, este un domn Secaci, poate ai bună voință vreodată să ieși la lumină, să te căutăm noi, trustul media, să dăm din matale, poate în timp relațiile cu domnul Stavarache s-au răcit, și să explicați cetățenilor într-o zi, dacă sunteți un om de bună credință, cum l-a spus pe domnul avocat Ioniță astăzi, avocatul de astăzi, în birou,
după 4 luni jumate de la activitate, când a explicat avocatul Ioniță, cu urtia de A4 și a spus așa, transport public, aici îl terminăm, aici îl facem, aici îl cutare. Domnul Sigăci era un colaborator domnului Stavarache. Am înțeles. Aici îl terminăm, aici îl curățăm. Bine, mă, Stavarache, ai reușit în mare parte să mă curăț, dar am să spun ceva în seara asta. Demnitatea mea, niciodată pe mine se chinuie să mă vezi în genunchi, mă. În primul rând, n-ai cum să mă vezi, că deci, eu sunt voluminos. Nu pot să stau în toate pozițiile care vrei tu, că nu pot, n-am cum. Deci pot să fac alții, dar eu, niciodată. Iar între mine și tine, Stavarache, e o mare diferență ca om. Eu sunt iertător. Eu știu să iubesc oamenii ăștia, dar probabil că tu ești crescut la casa de copii și ai stat cu... Nu ești ignirie, este o realitate ce spune acum. Îmi pare rău că o să-mi atrageți atenția. Și ai stat cu pârjoala sub... cum spunea verișoara ta care mi-a cumpărat stația și ne-a dat nouă niște declarații. Stația de la... aia e bună, de la... merge, verișoara merge. De la... nu știu. Curtea de apel, sau fosta curte de apel. Așa, așa, stația. La Denia, aici, așa. La... Da, Vadu Bistriță. La Vadu Bistri, da. Așa, care e povestea cam cât e urât te-ai comportat tu că ați crescut cumva împreună, știi despre ce vorbesc, da? Bine, eu spun... Poate știe, domnia sa, da, hai să-l chemăm la emisiune să... Dar ce să vine că nu o să iasă niciodată, stați liniștit, domnule, că nu o să iasă niciodată. El toată stă, această conspirație... Haideți să vă spun, el acum își pregătește trupile, o să vedeți oameni, acum care grupa, că eu să-i contracare și pe băieții deștepți ai lui, care lucrează, celula, așa. Asta e celula lui Bârzu care lucrează. Celula? Da, celula lui Bârzu. Și o să vă explic cum, dacă n-am lucrat cu mine Bârzu, nu știu ce faci. Știu exact ce faci. Celula. Și și-au oamenii acum celula, știi, cu Clubul 60, am văzut acum la televizor. Dom'le, așa de mult mi-a plăcut, erau niște doamne acolo, pensionare, aduse și să funcționeze clubul ăla, căcat. Doamne, iartă-mă. Da? Rahat ai bine, da. Au aranjat-o acum un pic, o idee este bună. Dar de ce n-ai făcut, mai Stavarache, și clubul de la Letea să fie el clubul, că ai promis peste tot un oraș. Era bine, dacă el le activezi, este un lucru extraordinar, demn de tot respect. Și le-a aranjat acum de ziua nu știu care și dea niște imagini la unul TV cum și-a aranjat, ei trebuie, ne-ai înțeles, pe celula de partid, așa, că ce frumos se îmbrăca pe aia, era pe cuvântul meu, luați emisiunea de la unul TV, să vedeți cum arăta băieții cei, erau pregătiți ca pe vremea lui tovarășul să dea câte o declarație. Noi ce bine trăim, ce bine. Hai, domnule, că nu trăim bine. Și nu trăim bine și nu trăim bine cu toții, domnule, și oameni de afaceri și tot. Luați tot orașul Bacău și vă, credeți-mă, că se scufundă păstrând proporțiile între Bacău și Buș. Se scufundă ca Buș. Încet, încet, Bacău se scufundă ca Buș. O să demonstrez următoarea etapă investitori care au fost fugăriți de aici, atenție, care băgau aproximativ în investiții peste 700, aproape de 1 miliard de euro aici la Bacău. Deci, atenție, el folosește ceva de genul ăsta. Nu-i dăm un Sechelariu. Te-am rugat, domnul Stavarache, și prin administrație și pe ceilalți care ai avut pe lângă tine, am spus așa. Și uitați-vă ce-i propusesem eu. Dom'le, dacă tot e litigiul ăsta cu transportul public, n-ai vrea, uite, îți dau un act semnat de acționarul principal și ceilalți acționari. Da. Așa. Și în caz că tu câștigi terenul și este al tău, toată suma de bani este a ta, ți-o dăm ție. A primării, nu la... Așa.